3.815 candidați s-au prezentat în Dolj la ultima probă a bacalaureatului. Examenul a decurs fără prea multe incidente, cu excepția unei eliminări. Am avut pe ultima 100 de metri, cu câteva minute înainte de a se termina proba, un eliminat, din păcate, la Călăraș, a fost surprins cu fituici. Deci avem un eliminat. Ca și date statistice, ce pot să vă spun este că astăzi s-au prezentat la examen 3.831 de elevi, dintre care 1.469 au susținut proba la alegere la biologie, la chimie 73, economie 27, filozofie un elev, fizică 172, geografie 1033, informatică 186, logică și argumentare 788, psihologie 37 și sociologie 45. Cei mai mulți elevi au spus că subiectele au fost ușoare și nu cred că vor avea probleme în a obține o notă bună. La ce disciplină? La geografie. Și cum au fost subiectele? Au fost super ușoare. Mai ușoare decât la celelalte două probe? Da, evident. Cât a stat în sala de examen? 2 ore jumate. Suficient pentru a rezolva totul? Da, da. Cerințe dificile? Nu, chiar super ușoare. Nu mi s-a părut foarte greu, adică subiectele au fost strict pentru clasa 12-a, puteau fi rezolvate de către orice elev dacă pe parcursul anului a venit la școală și și-a făcut temele și lecțiile. Prin urmare, cred că voi lua o notă destul de bună, în jur de 9 și ceva. Pe 5 iulie vor fi afișate rezultatele examenului de bacalaureat până la ora 16 și pot fi depuse contestații între orele 16:20. Între 6 și 9 iulie vor fi rezolvate contestațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.